Cum trecem peste o despărțire dureroasă? Da, mă doare, da, este frustrant, da, este foarte, foarte, foarte rău, poate, dar nu este cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Maxim, ce facem? Blocăm profilul. Ar putea fi o soluție. De ce spunem că despărțirea este dureroasă? Uite, parcă am scăpat, de ce revine? Apar și întrebările, de ce revine? Parcă era bine, de ce asta mi se întâmplă din nou? De ce, domnul psiholog, se întâmplă e din ok, nou? Pentru că noi încă ne adaptăm stresului. Hai că e o etapă din viața noastră. Nu, cu asta nu mi s-a putut mie întâmpla. Nu, hai că poate avem o a doua șansă. Poate mă blestemat cineva. Psihologul meu, sâmbătă, de la 18:00, doar la TV8.